O altă zi, o nouă probă. Absolvenții de liceu au avut de trecut peste penultimul hop din cadrul examenului de bacalaureat, proba scrisă obligatorie a profilului sau specializării. 5.402 de candidați au susținut proba la matematică, iar 1.060 au ales istoria. Astăzi a fost proba obligatorie, a fost obligatoriu să dau examenul la istorie. Cum a fost? Cum au fost subiectele? A fost cam dificil, mi s-a părut cam dificil. Mi-a picat fix o lecție pe care nu o pregătisem foarte bine, dar m-am descurcat având în vedere că au fost niște subpuncte care cereau cerințe ce le știam conținutul. Unii mai triști, alții mai veseli. Așa au ieșit elevii din sălile de examen. Nu știu, sper că o să obțin o notă foarte mare. Să înțeleg că ai ieșit fericită sau dezamăgită? Nici fericită, nici dezamăgită, undeva la mijloc. Greu, dar m-am descurcat. Adică ce a fost greu? A fost la subiectul 3, am avut limitele și funcțiile. Și m-am cam încurcat, dar sper să iau. Examenul de bacalaureat se va încheia vineri cu proba la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor va avea loc pe data de 7 iulie.